Ziua 570. Astăzi, cea mai mare veste este din Est, unde ucrainenii au stabilit în sfârșit controlul asupra Hlișcivkei. Anterior, v-am spus că ucrainenii au tăiat forțele ruse de la provizii și au încercuit și distrus un grup de soldați în partea de nord a satului. Totuși, era încă prea periculos să stabilească o prezență permanentă, deoarece rușii desfășurau în mod constant contraatacuri din partea căii ferate. Forțele ruse au încercat să susțină aceste atacuri cu cele mai avansate tancuri din armata rusă, T 90 Totuși, operatorii de drone ucrainieni controlau strâns zona. În momentul în care tancurile rusești ajungeau la 4 km de Cristivca, cred că termenul militar profesionist e POOF, o, -O puff, și acum luptătorii ucrainieni au lăsat un videoclip din zonă, confirmând că sunt prezenți în partea de nord a judecând după faptul că soldații nu se grăbesc, merg încet, se pare că linia de contact a fost împinsă departe de căile ferate, probabil către podul care a fost distrus de ucrainieni data trecută. Pe lângă asta, astăzi s-a și confirmat în sfârșit că forțele ucrainene au stabilit control 100% asupra Andrivkei. În timp ce controlul asupra părțile de nord a Clișcivkei a fost uh, practic o chestiune de timp, deoarece ucrainenii controlau toate fortificațiile și întrerupeau proviziile rusești. Dar bătăria pentru Andrivka a fost o altă mâncare de pește. Pește din la nordic, care pute. Deci bătălia a fost uh, extrem de dură. După cum am raportat anterior, forțele ucrainene au efectuat o mișcare de clește prin deschiderea două axe de avans. Chiar dacă ucrainenii au încălcat apărarea rusă de-a lungul căilor ferate și au stabilit pozițiile pe partea rusă a șinelor, păstarea acestor capete de pod a fost extrem de dificilă. Dar forțele ruse au înțeles că sunt tăiate de aprovizionare, motiv pentru care trimiteau cu disperare o unitate de asalt după alta pentru a împinge pe în pozițiile nou capturate. Filmările recent lansate arată cum soldații ruși se apropie de pozițiile ucrainene în liniile de copaci de la sudul Avdivkei și chiar luptătorii ucraineni au lansat un videoclip care arată cum se apără împotriva contraatacurilor rusești. Încă nu sunt sigur că voi le pot arăta, dar uh, le avem. Pentru a menține controlul focului asupra liniilor de aprovizionare și a restricționa cantitatea de muniții și întăririle la fortificația principală rusă. Al doilea motiv pentru care luarea că a fost extrem de dificilă, constă în faptul că rușii au creat un bunker puternic chiar în apropierea satului. Ucraininii au încercat să facă totul ca să-l arunce în aer în ghilimele, dar nu au reușit. Bunkerul era destul de sigur, motiv pentru care rușii puteau păstra o mulțime de soldați și muniții pentru a proteja nu numai trasamentul căi referate, ci și satul în sine. Dar din nefericire pentru ruși, deficitul de resurse a început după ce ucrainienii au afectat mișcarea de clește și rușii din Andrivka au fost încercuiți operațional. Comandantul celebre Brigada a iii de asalt ucraineană a raportat că în ultimele două zile au lichidat comandantul de recunoaștere al brigăzii 72 rusă și aproape întregul personal de ofițeri și multe piese de echipamente. Astăzi, comandantul ucrainean al batalionul 2 al brigăzii 3 de asalt ucraineană, asta e pentru cine vrea să-l caute, a văzut că au stabilit un control strâns asupra regiunii și au secat complet forțele ruse și a decis să preia inițiativa. Ce a făcut e că a luat o dronă cu difuzor și a făcut un anunț trupelor ruse rămase în zonă. El a spus că ucrainenii au stabilit control asupra tuturor pozițiilor, care era și adevărat, ceva ce ajută. Motiv pentru care e rezistența e în zadar adică resistance, is futile. El a mai continuat să spună că le oferă rușilor rămași să se predea doar pentru că ucrainenii au nevoie de trupe pentru schimb de prizonieri. Interesantă abordare. După aia a dat rușilor 10 minute și a spus că dacă rușii nu ar profita de această șansă, ucrainenii vor lansa etapa finală a operațiunii și vor lichida pe toți. Drept urmare, multe unități ruse întregi, sau mă rog ce au rămas din ele, s-au predat. Acele unități care au refuzat să se predea au fost eliminate la scurt timp în atacul final. Să rezumăm. Astăzi, ucrainenii au liberat încă două așezări foarte importante și au mutat linia frontului mai spre est. Linia rusă de apărare de-a lungul terasamentului căi referate a fost spartă în cel puțin patru locuri și se destramă treptat. În acest moment, ucrainienii își consolidează controlul asupra noilor poziții și i-au coasat pozițiile ruse rămase de-a lungul șinelor. În timp ce forțele ruse din Kurdiu Mivka și Ozaria Nivka își așteaptă cu nerăbdare rândul cu aceeași nerăbdare găsită în rândurile la clinice de proctologie. Mulțumesc frumos, oameni buni, că mi-ați acotat atenția și astăzi. Dacă vă place ceea ce fac, vă puteți abona la canal, apăsând pe steagul care trebuie să apară în mijloc. Și sper să ne auzim și mâine să menținem inițiativa!